Salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un nou episod pe canal. Astăzi o să ne jucăm Dead by Daylight, după cum puteți vedea. Înainte de toate, nu uitați să apăsați butonul de like, să facem și noi acolo cât mai multe like-uri și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Dar să activați și clopoțelul pentru a primi notificări atunci când postez ceva nou. Well, astăzi o să facem adept pe Blight, ceea ce înseamnă că o să mă joc cu cele 3 pârcuri ale lui. Acestea sunt Dragon's Grip, Hex Blood Favor și Hex Undying. Două adonuri și un offering de săraci, pentru că atât ne permitem, n-am altceva, adică aș fi pus mori, dar nu am. Să nu scrieți în comentarii că nu știu să joc cu Blight, pentru că știu că nu știu să joc cu el. Aia e, nu mă joc deloc cu Blight, dar trebuie, pentru că trebuie să facem toate adepturile. Eu v-am lăsat cu meciul, sper să vă placă. Am revenit aici și cu meciul, suntem pe Suffocation Pit. Ok, ne-a picat o mapă bună și mie și lor. Mă, acum am dying-ul ăla. Ce zice? Ne ajută cu Blood Favor, I guess. Opa! Unde dracu s-a dus aia? Stați așa că eu nu știu deloc să joc ăsta. O să ne ajute Blood Favor-ul aici. Am încercat-o. Se vede că nu am sensibilitate mare, trebuia să-mi dau sensibilitate mai mare când am început să joc. Pentru că mi-e greu cu sensibilitate mică să fac ceva. Ia uitați-o pe asta, Snow Kittens! Dacă reușeam să-i dau acolo hit. Mamă, cum am intrat în ea. Hai că am început prost, dar poate ne revenim. Doamne ajută! Ia, ok. Hai să mergem să o punem pe hook. Mi s-a dus. Undying-ul, mai avem Blood Favor și Dragon's Grip. Uite mă ce a venit asta să repare aici. Trebuie să ne ținem grijă noi aici la mine. Na! Ce mai îmi face noi acum? De ce mi-am dat power-ul? Nu știu. Că paleta era blocată și n-ajungea. Nu știu de ce mi s-a dat ăla. Că n-am apăsat click la faza aia. Mamă, ce hituri le-am dat ăsta, toată lumea e rănită. Aia mă duce departe rău. Aia își dau hit-ul de pe aici. Hai să mergem după Yunjin. Gata, Yunjin. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut, Yun? M-au luat de prost, mă, că la început am fost prost. Adică nu că n-am fost, dar... Să vede, băi, deci se vede că nu știu să joc Blight absolut deloc. Dar eu încerc. Eu mi-încerc, norocul. Trebuie să-mi țin zona asta, de asta tot îi pun în partea asta. Meg! Meg! Meg a uitat de părcul meu. Că punem chiar aici în colț pe ea.
Mamă, dacă mai aveam un rush, îi dădeam. Ia că-i pe aici. Lor ia recheiță, vedeți? Văd că n-au pus oferind de hard. De... O văd pe Yunjin în partea aia. O văd pe Nea acolo. Nici nu vreau să campez, înțelegeți? O vreau pe Lori. E că e bine că nu mi-au găsit ăla la alt. Fix. Am sensibilitatea foarte mică. Și de aia nu prea pot să fac multe, din păcate, dar aia e. O să mă ajute și Dragon's Grip mai încolo. Mamă, ce flashbang să-i s-a dat, ați văzut? Lasă că o să mai exersez, eu să joc Blight, o să vedeți voi. Și-au dat heal ei. Hai că-i bine. Mă, ce vine aia repede la tancat, mă. Ia că ne ia prin main. O să-i tai calea aici. Ce ziceam? Aaa, știam că o să-i dăm fi tot ei. De ce-i tanchez când ești moartă pe hook? Nu știu, aia nici măcar nu era rănită, dar... O să-și o ia asta, dacă asta vrea. Poftim. Poftim cultură. Mamă, de ce nu mă lasă să-mi dau rush-ul? Mai bine! Opa! Are vârful lui Lara. Cred că și-au dat și ei seama că nu știu să dau cu power-ul. Opa! N-ai paletă! Poftim dacă ai tancat! Așa ziceam și eu. A vrut să dea flashbang save, care flashbang? Ți-am văzut pe flashbang, uite-l în mână acolo. Ea crede că nu l-am văzut sau care-i pe aia? Se vede că sunt sub, bă. Se vede că sunt sub. Asta-i în first, asta-i moarte, dar nu-mi pasă. De ce a tancat ea hit acolo? Eu voiam să mă duc după aia, ați văzut și voi. Cine e în first? Era în first și ea nu era rănită, deloc. A fost alegerea ei? Hai să-l spargem.
Ce-au dat oricum mare Trigen aici. Slabe șanse să mai facă ceva. Close. Și merg acolo la... Lori. Ia dacă era deșteaptă mai bine și luam un hit când eram un power. Dar acum o dau din prima pe jos, ia. Lori, Lori, Lori. Lori, Lori, Lori. Șmusmeniez. Sincer. De ce s-a omorât aia pe hook? Ce a fost asta, chat? Aia la altă n-a venit în partea asta de hartă. E tot pe aici, uitați că șorile. Uite-o. Cât de close eram din nou. Îmi pare rău, îmi pare rău, chat. Nu mă lăsați comentarii că nu știu să joc cu Blight, pentru că știu deja că nu știu să joc cu el. Nu e o surpriză. Dar seria asta trebuie făcută, trebuie să fac toate adepturile pe toți. Am avut noroc că au reparat foarte prost. Ați văzut că nu erau proști ei. Acum depinde despre cine vorbim. Nu vreau să dau nume, dar erau persoane care chiar știu să joace aici. Nea, Yunjin. Chiar și eu să joace, dar degeaba. Dacă au reparat foarte prost. E de reparat, au reparat, dar au reparat prost. Așa. Ia uitați ce floricică frumoasă am aici pe armă, vedeți? Îmi pare rău dacă am fost toxic, dar ce să facem? Ce să facem? Că n-avem ce să facem într-o situație de genul. GG's. Și achievement-ul făcut, frumos. Ia să vedem dacă ne zic ceva. Colon. Ia uite și parcuri, ia. Flashbang, flashbang, decisive, mega, avea, dar eu n-am dat tunnel. Head on, Yunjin încerca. Ha, s-a enervat! Eram sigur că se enervează. Anyways, eu care cred că asta a fost prima dată că m-am jucat Blight într-o perioadă foarte mare de timp. Adică eu nu mă joc deloc Blight, știți și voi. Adică, cred că în 2 ani m-am jucat odată, ceva de genul și nu mint. Poate chiar de când s-au băgat, cred că m-am jucat de 3 ori maxim. Anyways, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să facem și noi acolo cât mai multe like-uri și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, dar... Să activați și clopoțelul pentru a primi notificare atunci când postez ceva nou. Eu v-am lăsat și ne vedem în episodul următor. Baftă!